Deputatul USR de Maramureș Vlad Uruș, avertizează că, după trei zile de dezbatere în Comisia Specială pentru Modificarea Legilor Justiției, condusă de Florin Iordache, au fost adoptate mai multe modificări periculoase, care schimbă legislația juridică și subminează independența magistraților. Una dintre cele mai importante modificări aduse de către PSD al de UDMR lasă președintelui țării un simplu rol decorativ în procedura de numire a procurorilor și judecătorilor. PSD al de UDMR refuză să respecte recomandările Comisiei Europene din MCV și să consulte Comisia de la Veneția în legătură cu aceste modificări, a explicat deputatul USR de Maramureș, Vladuruș, membru în Comisia Juridică. Senatorul PSD Eugen Nicolice a propus una dintre cele mai periculoase modificări cu privire la independența procurorilor, care prevede că aceștia își desfășoară activitatea potrivit principiului legalității, al imparțialității și al controlului ierarhic, sub autoritatea Ministerului Justiției, deși, inițial, textul prevedea faptul că procurorii se bucură de stabilitate și sunt independenți în condițiile legii. Practic, procurorii devin subordonați politic lui Tudorel Toader, sublinează parlamentarul duruș. Foarte periculoasă este și o altă modificare cu privire la controlul magistraților de către comisiile parlamentare, este de părere deputatul Mureșan. În textul inițial al legii se prevedea că doar Consiliul Superior al Magistraturii poate verifica dacă un magistrat a colaborat cu vreun serviciu de informații. În forma propusă de PSD Alde, textul este completat cu verificarea se face de către CSAT și comisiile speciale parlamentare pentru controlul serviciilor de informații, inclusiv din oficiu. Aceasta este o încălcare flagrantă a principiului separației puterilor în stat și un instrument de intimidare a magistraților, pentru că se permite unei structuri politice să ia decizii în legătură cu cariera magistraților, a mai spus deputatul USR Vladuruș. Lucrările comisiei continuă și în această săptămână și urmează să anihileze inspecția judiciară și să înființeze direcția specială de urmărire a magistraților. Parlamentarii USR sunt pregătiți să se opună cu argumente solide și fundamentate.